Campania de educație electorală Alege președintele tău, desfășurată de către Centrul Contact, a finisat cu succes. Cu această ocazie, la Chișinău s-au întrunit toți cei care au fost implicați în petrecerea campaniei pentru a face totalurile. Eu spun tuturor foarte mare respect și mulțumesc încă o dată pentru efort, pentru lucru care ați depus, pentru organizarea campaniei Alege președintele tău. Este o campanie și vom continua în câteva orașe și turul 2. Este campanie care a fost gândită în primul rând pentru a sensibiliza cei care, oameni care stau acasă, care nu sunt interesați sau sunt pasivi și mai departe. Și până la urmă, ceea ce avem, rezultatele alegerilor și cifrele care ne arată că rata participării, în special în raionele de nord și în orașele de nord, care sunt prezenți și care voi reprezentați aici, a fost destul de bună. În raionele și în orașele de sud a fost mai puțin bună. A fost și oportună și benefică această campanie, vă zic și cu defecte. Oricum, ce m-am spune, chiar dacă și am avut o prezență a tineretului, unde mare parte am avut ca auditori o nume de ei, oricum, vă zic că cred că sper eu că rezultatele au fost, vă zic, într-o anumită măsură, datorită și faptului acestei campanii, fiindcă, într-adevăr, a contat foarte mult acest dialog, această comunicare interactivă. Deci, chiar dacă nu afla el multe, nu știu ce acolo, dar însă și această comunicare cu publicul, vă zic, asta este, vă zic, un punct foarte. Am rămas inițial, adică când am fost la Bricene, am avut un focus grup, eram între doi funcționari și mă gândeam, zic, ei sunt foarte versați în domeniul electoral, ce am putea noi să-i provocăm la discuții, în pofida faptului, deci au fost foarte activ, discuții foarte interesante cu acești domni și doamne. Eu zic că pentru, iarăși, accentul electoratului sau participanții care sunt versați, ei ascultă și întăresc niște cunoștințe. În mare parte, tinerii trebuie să ne redirecționăm către tineri și deci sunt de acord cu colega că ar fi bine, poate, în următoarele, dacă o să fiu în a două dezbateri publice, într-adevăr să arătăm în mod practic care sunt consecințele. În pofida faptului că noi oricum aveam acolo niște slide-uri care demonstra că iată, un vot ar putea schimba care este eficiența sau importanța unui vot. În general, mulțumesc, a fost frumos și cred că a fost reușit. Spoturi foarte frumoase, interviuri foarte frumoase, niște imagini frumoase. Felicitări tuturor, mersi mult! Mulțumesc. Da, asta este ce înseamnă vot. Adică votul este o investiție. După mine, asta a fost un concept pe care l-am promovat eu. Și doar concept este modelul cetățean conștient. Ce înseamnă cetățean conștient? Este cetățean care se informează, este sceptic față de informații pe care o aude și o vede și se informează obiectiv. Adică, la fel, în momentul în care întrebam care ar fi sursele dumneavoastră de informare, ei menționau televiziunea, internet. Și la momentul când se puizau deja cu ideile, eu reprezentam că sunt și ONG-uri și un exemplu ar fi european, Centrul Contact. Adică suntem cei care reprezentăm informații obiective și imparțială. Adică să atrag atenție la acest moment. Ceea ce foarte important a fost pentru mine, mediatizarea. Deoarece surprinzător pentru mine a fost să aflu la persoane pe care nu le-am văzut la dezbate publice și nici nu știam, dar ei m-au recunoscut, spre exemplu, da, pe stradă și mi-au spus că dumneavoastră m-am văzut la televiziune Droche. Asta a fost un caz foarte surprinzător pentru mine și din care am înțeles că are de acoperire datorită reprezentanților mass media regională,
Eu, estimativ, teoretic, am presupus că este minimum 200.000 de populații care a avut posibilitatea să vadă această campanie. Asta e minim. În cadrul întrunirii a fost menționat aportul autorităților locale în desfășurarea campaniei din localități, cât și unele impedimente cu care s-au confruntat coordonatorii locali. Da, era candidat atât de avut o situație nestandard și asta e lucru care pe noi trebuie să ne punem gata, când autoritățile locale îi trezesc practic în ultimul moment ca să avem dezbatere publice în localul care a fost... Local public. Local public și a fost scrisoare și tot cum trebuie. Dar, datorită coordonatorilor noștri locale care s-au dorit a fi la înălțime, am făcut așa cum a fost totul bine. La finele întrunirii de către Centru Contact au fost decernați cu diplome voluntarii, coordonatorii, experții care au fost implicați în desfășurarea campaniei, cât și cele două posturi de televiziune locală, TV Drochea și Cimișlia, care au mediatizat desfășurarea proiectului. În primul rând vreau să îndemnăm diplomele de mulțumire pentru experții noștri care au fost în fața oamenilor la dezbateri și au arătat profesionalismul și astăzi ne-au povestit despre experiența lor. Carin, termina. Bine, bravo, Coli! Așa, un cadou din partea noastră. Mulțumim. Eu am să aminte de strelieți cu cadou. Compania asta de informare în orașele cu care au fost selectate. Foarte bine a fost tot organizat, mulțumesc. Chiar, cum a spus domnul Cearie, că am avut niște dubii și... Dar a fost organizat tot în două săptămâni, super. Bravo, este o experiență foarte frumoasă. Doamna Puindio, Nina. Este un partener cu care lucrăm de mulți ani. Da? Da, nu vechi. Și dorim succes și mulțumim foarte mult. Și vă mulțumesc în acceptare. Nu, asta e. Așa. Tanina Cârlic. Nu știu, de prima dată din experiență, da? Da. Super. Prima dată și foarte frumoasă. Mulțumim, am văzut și raportul. Super. Dacă avem o măsulem ocazie și dumneavoastră, nu ne-o dați noi, nu ne-o dați noi, ci dumneavoastră. Da, asta. Dăm ce are. Așa, bătărie s-a dus. Alt aparat. Faceți cu aista? Nu, nu, e că avem... Bine. Poți face și pozitiv rog. Da. Domnica Petrovici. La nord, de departe, doamnă Nica, așa un diplomă și așa un cadou. Mulțumim dumneavoastră. Așa. Dar doamna Kropotinski. Vă rog. Așa, un diplomă. O fotă de o copași. Da, mulțumim. Este a doua experiență, dar... A doua experiență, da. Mulțumim. Deja avem un partener cu care lucrăm de-a fost prima dată. Și
Suntem foarte mulțumiți. Maria Rotaru. Felicităm și aveți o amintire despre cantați și campania noastră. Așa, mulțumesc. Raisa Balan. Ioba Dodescu, partenier deja cu care am avut experiență, da? Dar am avut deja nu prima dată, mulțumim foarte mult pentru activismul și pentru prezența. Sofiica. Sofia, oricum. Este că e cea mai tânără partenieră Centrului Contact. Lucrăm nu știu câți ani am împreună. Eu în genul cu Sofia de nu știu câți ani. Bă, 20 de ani. Ești foarte tânără. Da. Ești foarte tânără. Mulțumim! Cristina Arnaut. important și văd că cea mai mică, mică din coordonatorii locali și pentru noi fiecare experiență contează. Și la Capun sperăm într-o doi să avem... Da, și noi sperăm foarte mult. Domnul Bagan, asta e cartea. Care e domn, știi, e unul în trei. Mie mă înțeleg că respectați principiul gender. Da. Coordonator local, ești și o mapă. Da. Nu-i obișnuiesc, și așa s-a făcut. Mulțumim. Asta e un partener și organizație cu care lucrăm nu de mult. Cum a avut compania media care s-a ținut prin noi la Nord și promovat la Nord, era la Rog. Și a avut și pentru compania. Am avut prezența aproape în fiecare casă, așa cum a spus colegul. Da? Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult. Au fost stabilite desfășurarea a încă două dezbateri publice de educație electorală înainte de petrecerea celui de-al doilea scrutin al alegerilor din 13 noiembrie în două raioane, sud și nord ale țării, Briceni și Cahul, unde rata participării alegătorilor de prezență la vot a fost una mică. În cadrul campaniei Alege președintele tău la scrutinul prezidențial din 30 octombrie, au fost distribuite circa 60.000 materiale informaționale educative cu tematică electorală de sensibilizare a populației de a participa la alegeri. Peste 500 persoane din localitățile Ohnița, Pelenia, Drochea, Hâncești, Iediniț, Cimișlia, Briceni, Leova, Râșcani, Cantemir și Cahul au participat la dezbaterile publice care au fost organizate de către Centrul Contact, proiect implementat cu susținerea financiară a Fondului Național pentru Consolidarea Democrației NET.